Acest tip din România este viu, dar totuși mort în același timp. Numele lui este Relu Constantin și a emigrat în Turcia pentru muncă undeva în 1993. Însă unde a greșit el este faptul că a tăiat legătura completă cu familia lui și efectiv oamenii credeau că el a murit. Așa că s-a dus la primărie să facă un rost de un certificat de deces. El nu avea nicio idee, însă totuși a fost trimis înapoi în România din Turcia din cauza faptului că nu mai avea pașaportul valabil. Și atunci a fost deschisă cutia Pandorei. Dar instant ce a aterizat în România a fost arestat și, bine, i s-a spus că el este mort de fapt. Așa că a dat în judecată statul pentru că ce avea să facă în această situație. Însă judecătoria i-a spus că este mult prea târziu pentru reluarea acestei decizii, așa că el a rămas mort. Asta înseamnă că omul nu prea mai are drepturi, adică nu mai are dreptul la slujbă, nu mai are dreptul să-și facă rost de carnet de conducere, nu mai are nimic.